Am terminat de așezat toți stâlpii de sprijin. I-am aliniat. Se vede? Acum pregătim betonul. Aici suntem într-o vale. Nu poate intra camionul de beton. Așa că și în acest caz vom dispune de o betonieră foarte comodă și betonul vom face manual. Se vede bara de fier. Mergem să betonăm. Imediat terminăm găurile de betonat. Băiatul vibrează. L-am făcut un pic mai lichid pentru ca el să se bage în toate găurile. Așa putem vibra și mai ușor. Bine, Radule, mișcă bine. Mai avem două găuri și terminăm. Tot, intră tot, intră tot. Așa, bine. Foarte bine. Și ne-a rămas ultima gaură. Ce bine, ne bucurăm. Ne bucurăm pentru că materialul a ajuns la fix. Vreau să vă arăt, asta e ultima, cum am vorbit. Avem 80 cm adâncime. 80 cm adâncime avem și la stâlpul vertical, 80 cm și la stâlpul de sprijin. Aici în față stăpânul a plantat niște copăcei. Aceștia vor crește destul de rapid, în 2-3 ani vor fi atât de înalți ca structura noastră. Copăcii aceștia vor rupe vântul înainte de a intra pe structura noastră de rezistență. Deci va avea dublă protecție. Vreau să menționez un lucru. Uitați-vă cât de frumos au lucrat băieții ăștia. Nu se cunoaște că au umblat pe aici cu beton. Nu se cunoaște o dâră. Nu au dâră de beton. Nu le-au căzut nici din lopată, nici din roabă. Așa îmi place și mie. Când se poate, e bine să lucrezi așa. Sunt detalii care fac diferența. Uitați-vă în jurul gropilor că nu aveți beton proaspăt. Dacă vedeți ceva e din betonul vechi care l-am scos noi afară, din structura veche a variată.